Poliția Română a demarat la 1 septembrie o amplă acțiune de verificare și combaterea ilegalităților în domeniul panificației, achiziționării și comercializării produselor cerealiere. La nivelul județului Giurgiu, polițiștii au verificat 44 de agenți economici. Controlele au vizat firme de specialitate din toată țara și au fost făcute de poliție împreună cu reprezentanții ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării și Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și cu cei de la Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului Rutier. Polițiștii giurgiuveni au efectuat peste 200 de controle la aproape 45 de firme din domeniul producerii, prelucrării, achiziționării și comercializării produselor de panificație și cereale. Polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudei lor au documentat și probat activitatea infracțională a două persoane care, în calitate de reprezentanți legale ai unei societăți comerciale, în cursul anului 2011 au cultivat suprafețe mari cu cereale, obținând venituri estimate în cuantum la peste 3 milioane lei. Din cercetările efectuate de polițiști s-a stabilit că societatea a declarat în bilanț realizarea unui venit mai mic, fapt ce a dus la prejudicierea bugetului de stat cu peste 2 milioane jumătate de lei. În prezent, suspecții sunt cercetați în stare de libertate sub aspectul comiterii infracțiunii de evaziune fiscală. Oamenii legii au constatat două infracțiuni, prejudiciul cauzat fiind estimat la peste 2,5 milioane de lei. Împotriva persoanelor suspectate de evaziune fiscală s-a început urmărirea penală. Razile polițiștilor au vizat și drumurile naționale. Au fost verificate 93 de mijloace de transport auto și aproape 100 de persoane fizice. 40 de agenți economici au fost sancționați contravențional privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, valoarea amenzilor însumând aproape 5 de lei.